inimă mai încântătoare decât sufletul omenesc. Destinul său este un amalgam de trăiri și sentimente. Tot ce se întâmplă în interior, trăirile, visele, sentimentele, se răsfrângă în exterior într-o întreagă gamă de imagini enigmatice, care constituie firea omenească. Bună ziua, stimați elevi! Bine ne-am reîntâlnit în cadrul unei noi lecții de limbă și literatură română în spațiul online. Astăzi vom realiza un studiu vizând subiectul Doina în baza textului popular Codrele Codruțule, cules de Lucian Blaga. Vom avea în vizor identificarea trăsăturilor doinei și valorificarea structurii unei doine populare. Să audiem o frumoasă melodie la nai, interpretată de Gheorghe Zamfir. Să continuăm gândul. Această melodie, zic eu, îmi provoacă stări de tristețe, de nostalgie, de dor. Îmi recrează amintiri de mult uitate. Mă provoacă la meditații despre rostul vieții, existenții, despre suflet. Ce comunități există între melodia lui Gheorghe Zamfir și fragmentul de mai jos? Suferă și pătimește și ai să auzi iarba cum crește. Este un text cules de Mihai Eminescu. Zic eu, doar un suflet trecut prin încercările vieții poate fi sensibil la frumusețea ce îl înconjoară. Sau, o inimă însingurată meditează asupra tainelor ascunse ale lumii. Să ne facem cunoscuți cu Lucian Blaga, suflet sensibil de pasăre albastră. Lucian Blaga s-a născut la 9 mai 1895 în Lancrăm, Alba, și a decedat la 6 mai 1961 în Cluj, România. Lucian Blaga a fost o personalitate notorie a culturii române din perioada interbelică. A fost un filozof și un scriitor apreciat pentru originalitatea sa, profesor universitar și diplomat. În 1956 a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru literatură. Avem aici ilustrate volumele de versuri ale autorului Lucian Blaga. Poemele Luminii, Pașii Profetului, În Mare Trecere, Laudă Somnului, Pietre pentru Templul Meu și cele trei volume de filozofie, Trilogia Cunoașterii, Trilogia Culturii, Trilogia Valorilor, Cronicul și Cânticul Vârstelor, Luntrea lui Caron, volum editat post-mortem. Datată în 1954 în manuscris și publicată în 1966, antologie de poezie populară este rodul muncii lui Lucian Blaga de a reuni creații populare originale. Lucian Blaga le-a găsit în diverse culegeri, în ziare și sau reviste, ori le-a adunat de la colegi și studenți. Creația în versuri, specifică satului românesc, se învârte în jurul unor teme ca dragostea, dorul, natura, urâtul, jalea, norocul. Să contemplăm minunata perlă a folclorului românesc, Codrele Codruțule. Codrele Codruțule, bunule, drăguțule, ia-mi desfăț cărările, să-mi duc supărările, dorul mândri arzător, ce mă face călător? Plouă, plouă, iarba crește, dorul mândri mă topește, plouă, plouă, iarba-n spică, dorul mândri rău mă strică, inima mi se despică. Lucian Blaga, antologie de poezie populară. Impresiile post-lecturale. Să continuăm enunțurile. M-a impresionat. Am simțit la lectura poeziei. Poezia redă o stare de... Părerea mea este că... Să luăm aminte. Literatura populară este o parte semnificativă a folclorului românesc care înseamnă totalitatea producțiilor înțelepciunii unui popor,
artistice, literare, muzicale, plastice, coregrafice, dramatice, create și transmise prin cuvânt și practici de către popor. Doina este o specie a literaturii populare care exprimă în mod direct un sentiment, o convingere față de unele probleme ale vieții, față de timp, natură și față de sine însăși. Să urmăm interpretarea textului. Analiza lexicului. Avem în text utilizate foarte puține arhaisme, spre exemplu mândră cu sens de iubită, lipsesc regionalismele și neologismele, prevalează limbajul popular, construcția rău măstrică, spre exemplu, interjecție verbală ian. Acest fapt demonstrează circulația doinei în timp și în spațiu, caracterul colectiv al acesteia. De asemenea, indică sentimentele comune întregului neam, din care este culeasă creația folclorică. Interjecția ian, pe care ați observat-o anterior, este o interjecție populară. Se utilizează înaintea unei propoziții imperative și forma corectă fiind ia. Sinonimele iacă, ian, iată, poftim, ține, uite, vezi. Această interjecție verbală indică caracterul oral al doinei, dar și stilul profund afectiv al acesteia. Eu liric manifestând atitudine familială față de codru, căruia îi mărturisește cele mai intime trăiri. Să atestăm diminutivele în text. Codruțule, drăguțule, care sugerează legătura afectivă dintre tânărul care își mărturisește direct stările și codrul, spațiul spiritual identitar al românului. Diminutiv este sensul de formare a unor cuvinte cu un afix și care arată că obiectele, ființele sau însușirile denumite sunt considerate în mod real sau afectiv mai mici decât cele exprimate de cuvântul de bază. Să raportăm imaginile la spectrul de idei ale poeziei. Imagine vizuale sau spațiul doinei. Codrul, cărările, iarba crește, plouă, plouă. Se observă aici participarea naturii la stările interioare ale eului și formează invocația retorică, personificarea naturii, inversiunea. Aceste toate invocă motivul comuniunii om-natură, motivul plaiului rai, motivul codrului, elemente ale spațiului identitar românesc sacralizat. Structura doinei. Rimele sunt împerecheate. Rimează câte două versuri. Ultimele trei formează monorima. Ritm trohaic. Prima silabă este accentuată, a doua neaccentuată. Construcția versurilor coincide 7-8 silabe. Versurile se construiesc pe paralelism și imagini fonice, ceea ce denotă caracterul tradițional al versului folcloric, dar și armonia interioară a versului popular, astfel producând asupra cititorului impresii răvășitoare. Imagini auditive sau fonice. Preponderența vocalelor închise, semideschise, O, Ă, Ă, I, U, prevalarea rimelor feminine, deschise, denotă asonanța și aliterația. Se delimitează astfel melodicitatea versurilor, fapt ce demonstrează că doina se cântă, deci are caracter sincretic. Vocalele închise denotă trăiri interiorizate, stări răvășitoare de dragoste și dor. Imaginile senzitive. Bunule, drăguțule, să-mi duc supărările, dorul mândrii arzător, inima mi se despică. Din astea toate se desprinde motivul dorului, motivul dragostei, starea de suferință a euului liric, afecțiune pentru natura confident, martora stărilor euului liric. Prezența persoanei întâi, a pronumelui personal mi, indică vocea euului liric, care comunică în mod direct stările și sentimentele. Ipostaza masculină de tânăr îndrăgostit se identifică prin prezența mândrei, care în accepție populară, arhaică, înseamnă iubită. Conturarea motivului central în poezie. Paralelismele, dorul mândrii, plouă, plouă, repetițiile, plouă, plouă, epitetele, dorul mândrii arzător, spre exemplu, personificările, codrurile, dorul mândrii mă topește,
Inima mi se despică, ea-mi desfăț cărările, să-mi duc supărările, dorul mândrei rău mă strică, formează motivul dorului. În funcție de sentimentul dominant sau tematică, doinele sunt de dor, de jale, haiducești, de înstrăinare, de iubire, de tristețe, păstorești. Prevalarea pe tot parcursul textului a motivului dorului demonstrează că doina populară, culeasă de Lucian Blaga, este una de dragoste și dor. În concluzie, doina exprimă direct, profund și intens o varietate de sentimente, idei și aspirații. Ea se inspiră din viața românilor din cele mai diverse zone locuite de ei, reflectă comuniunea omului cu natura, atitudinea omului față de viață și moarte, atitudinea față de scurgerea timpului. Atenție! Folclorul este parte integrantă a culturii naționale și definește spiritul unui popor. La UNESCO, România ca națiune este reprezentată de trei cuvinte, dor, doină și colind. Cele trei noțiuni definesc spiritul neamului românesc. De asemenea, folclorul are caracter anonim, oral, colectiv, sincretic și tradițional. Să revenim la moto. Acasă vom elabora un eseu reflexiv raportându-l la doina culeasă de Lucian Blaga. Citez. Suferă și pătimește și ai să auzi iarba cum crește. Text cules de Mihai Eminescu. În încheiere, scrieți pe fiecare petală a florii câte o stare pe care ați trăit-o azi în cadrul lecției. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună în continuare.